Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. Bună seara, vă salut, dragi prieteni! Dacă e marți, așa cum v-am obișnuit, vorbim despre școală, despre educație și despre problemele cu care ne mai confruntăm noi pe aici, pentru că, probabil că știți foarte bine, avem, slavă Domnului, foarte multe. Uite, în seara asta vă invit la o dezbatere, la o discuție legată de salariile profesorilor. Știu că a fost relativ recent o acțiune sindicală a colegilor noștri, o grevă de avertisment, cauzată cumva de întârzierile salariale care au fost promise prin legea 153 din 2017 și cu ocazia respectivă au ieșit iar eternele discuții legate de felul în care ar trebui să mărim salariile profesorilor. Ei bine, aș vrea să vă propun în seara asta cumva o manieră diferită de a aborda problema, pentru că asta și m-am gândit de multe ori, de ce nu ne raportăm noi cumva la povestea asta cumva antreprenorial. De ce nu încercăm să vedem cum ne păstrăm profesorii valoroși, cum îi motivăm pe cei pe care îi avem și, iarăși foarte important, cum reușim să atragem absolvenți ai facultăților care să-și dorească să vină în școli și să facă performanță. Am deja observați foarte multe întrebări, n-am să răspund singur la ele, pentru că îl am alături de mine pe Doru Căstăian, profesor merito, un nume cunoscut și foarte apreciat în breasla noastră și eu mă bucur foarte tare că este alături de noi în seara asta, pentru că e o voce rațională și lucidă care sper eu să ne ajute să găsim răspunsuri la întrebările astea. Bună seara, Doru, îți mulțumesc tare mult pentru prezența la Europa FM. Bună seara, Marcel, mulțumesc și eu pentru invitație. În regulă. Hai să ne reamintim puțin, să trecem în revistă cam cum au stat lucrurile. Colegii noștri au intrat în urmă cu, aproape 2 săptămâni într-o grevă de avertisment și am reținut în urma acțiunilor reacția ministrului Câmpeanu, care a declarat cu ocazia respectivă că salariile cadrelor didactice trebuie să fie motivante și că nemulțumirea celor care au intrat în grevă este una normală. Pe de altă parte, spune că mizează pe înțelegerea profesorilor, mizând pe faptul că marea majoritate acestora nu vor abandona elevii deja afectați de învățământul online. Doru, am să intru direct în subiect. Nu știu, voiam să te întreb. Ai fost înțelegător? Eu am fost înțelegător. De fapt, eu personal nici n-am fost în grevă, ca să spunem așa. Și sigur, acum, dacă tot m-ai prezentat așa ca pe vocea rațiunii și a echilibrului, am să spun rabinic un pic că fiecare voce, și cea oficială și cea a colegilor din sistem, are o brumă de adevăr și de plauzibilitate și de dreptate. Sigur, pot detalia dacă vrei. Sigur. Cu siguranță că e un moment greu pentru țară și pentru întreaga planetă și nu știu dacă e cel mai bun moment să cerem măriri salariale. De fapt, ca să fiu mai riguros în exprimare, nu e vorba de niște măriri, ci de niște drepturi care n-au fost acordate. Pe de altă parte, apelul acesta al ministrului are așa un iz, îmi pare rău să o spun, dar are un iz de șantaj sentimental și nu știu dacă e iarăși cel mai bun moment să fie apăsată coarda asta. Pentru că, sigur, cu excepțiile de rigoare, profesorii, atât cât îi cunosc eu și știu eu, chiar s-au străduit, cel puțin o parte a lor, să nu lase copiii baltă, așa cum, iarăși fie iertat, ministerul a reușit de câteva ori să o facă în perioada asta, ca să spunem așa. Deci cam așa văd lucrurile. Personal m-aș bucura să văd înțelegerea asta paternă, ministerială și în situații mai puțin constrângătoare, pentru că de multe ori impresia mea este că se trece foarte ușor de la tonul acesta colegial și care face apel la înțelegere și la cooperare, la tonul acela pe care îl știm, mai degrabă imperativ, mai degrabă anxiogen pentru profesori și pentru cei care lucrează în sistem. Da, deci, e foarte adevărat.
da. Intervenția. Dacă-mi îngăduie, uite, aici trebuie reamintit ascultătorilor noștri că, da, într-adevăr, nu era vorba de o cerere, nu era vorba de măriri salariale, cât mai degrabă de onorarea unei promisiuni care a fost făcută printr-o lege în 2017. O să-mi rog colegii să verifice dacă ne auzim, ne vedem bine, Doru? Da, eu te aud. Excelent, te văd, excelent. Voiam doar să reamintesc lucrul ăsta pentru că e important să plecăm cumva de la premisa asta. Pe de altă parte, știi foarte bine, am urmărit împreună toate articolele de presă, toate dezbaterile pe subiectul ăsta și am avut senzația la un moment dat că mi se pare că, nu știu, ne-am împărțit în tabere mult prea categorice, cum foarte bine observai și tu un pic mai devreme, cu sentințe de-astea definitive, adevăruri absolute, și mie mi se pare că discuția legată de salarii ar trebui gândită un pic mai la rece, un pic mai rațional. Hai să vedem, e foarte adevărat că este o parte a societății românești care reclamă și performanță însoțită de aceste creșteri salariale. Ori pentru asta sigur că ar trebui să discutăm despre ceea ce înseamnă un profesor bun. Ce înseamnă un profesor bun pentru tine, Doru Căstean? Oh. Nu e o întrebare foarte simplă, e adevărat? Da, nu e o întrebare foarte simplă și mai că aș fi tentat să o citez pe colega și prietena mea, Ana Maria Rusu, care a spus recent la o conferință super tici că un profesor bun, un profesor care se descurcă aproape în orice situație. Și sigur că, acum ce să spun, Marcel, pe undeva așa e. Pe de altă parte, când asta devine până la urmă o formă de presiune asupra profesorilor din sistem, această bătaie a obrazului atunci când îndrăznesc să ceară până la urmă respectarea legii, iarăși din punctul meu de vedere lucrurile nu sunt cum ar trebui să fie. Acum, între noi fie vorba, deși ideea asta pare simplă și intuitivă, creșterile salariale și recompensele bănești să vină însoțite de performanță, să știi că din punct de vedere teoretic nu e chiar atât de simplă cum pare. Există o întreagă literatură mai serioasă și în zona științifică despre cum se pot corela performanța și salarizarea, și lucrurile nu sunt deloc simple, pentru că de fapt, și cred că știi la fel de bine ca mine, procesul ăsta de învățare și de educare a copiilor e un proces tare complex și în care sunt implicate atât de multe lucruri, există atât de multe variabile aproape imprevizibile, încât de fapt e relativ greu să măsori cu adevărat performanța. E foarte multă corelație și mai puțină cauzalitate dovedită. Bineînțeles că asta e în sine o problemă spinoasă. Dacă la asta mai adăugăm și factorii agravanți din sistemul românesc, lipsa celebrelor standarde de evaluare și, mă rog, în general, lipsa unei rigori și a unei culturi evaluării corecte, punând așa eroare peste eroare, bias peste bias, variabilă peste variabilă, s-ar putea să generăm cu o idee care principial e corectă, da? Corelarea performanței cu salarizarea, s-ar putea de fapt să generăm și mai multă polarizare și mai multă tensiune în interiorul sistemului. Să nu uităm că avem de decenii, nu de azi, de ieri, un sistem care n-a știut să recompenseze cu adevărat decât performanța. Și în același timp, cum definim performanța? Pentru că în mod clar e greu să o definești strict ca pe succesul la anumite concursuri sau la anumite probe. Absolut. Repet, fără să diminuez în vreun fel meritul profesorilor care lucrează la vârf, pentru că nu e deloc ușor să faci asta. Să, pe de altă parte, atât timp cât nu știm să definim performanța jos, da, la pragul de jos al competențelor, acolo unde elevul urcă de la 2 la 5 sau urcă de la 3 la 6, mie în momentul ăsta discuția despre corelarea cu performanța mi se pare cumva nepotrivită. Nu avem deocamdată instrumentele să nici măcar să visăm la o asemenea corelare, cred eu. Pe de altă parte, cu siguranță, la fel de convins sunt, că lipsa oricărei corelări
a salarizării cu performanța e în principiu o plagă. De ce se evit cuvântul? Este unul dintre factorii tectonici care generează probleme sistemice. Pentru că, Marcel, deși eu cred foarte mult în conștiința umană, cred foarte mult în simțul datoriei și a responsabilității, adevărul este ceva mai trivial. Acolo unde ai un sistem care încurajează, într-un fel sau altul, hai să zicem cheating-ul, nu? Cum spun biologii evoluționiști, care încurajează lipsa, mai degrabă lipsa de interes și de motivație, să te bazezi exclusiv pe faptul că oamenii au conștiință și că prestează la cea mai bună, la cel mai bun nivel doar pentru că le cer comandamentele morale, din punctul meu de vedere este o naivitate. Cam așa cred că stau lucrurile. Da, absolut, absolut. Dar să știi că, uite, mă gândeam, sunt câteva lucruri pe care cumva învățământul privat și în general lucrurile care se întâmplă, afacerile care se întâmplă, business-urile din zona asta, pot inspira cumva ceva mai... nu știu ce, idei mai bune statului care este practic angajatorul acestor profesori. Pentru că am senzația la un moment dat că mie mi se pare statul cel mai prost angajator posibil. Dacă dăm deoparte discuția despre salarizare, eu nu văd să există o procedură serioasă legată de recrutarea profesorilor foarte buni, de motivarea lor, de fidelizarea lor. Am impresia că lucrurile merg așa într-o inerție în care chiar nu mai contează cine intră în sistem, ce face acolo, nu există proceduri de evaluare riguroasă, ori asta în mediul privat nu s-ar întâmpla niciodată, indiferent de obiectul muncii, și că vorbim de educație sau de orice altceva, acolo trebuie să existe niște indicatori privind, habar n-am, hai să-i spunem performanță, chiar dacă sunt de acord cu tine, e dificil de definit, dar într-un fel sau altul cumva simt absența acestor proceduri în sistemul de stat. Și asta sigur că nu anulează revendicările legitime ale colegilor noștri, dar poate că de aici ar trebui să începem. Cum facem, cum găsim instrumentele alea prin care să evaluăm exact, să vedem cum definim performanța asta și sigur că da, ulterior să o și recompensăm. Mă gândeam de pildă cât de util ar fi bonusuri financiare privind recompensarea performanței sau, mă rog, a implicării profesorilor, cum de pildă se întâmplă în mediul privat. La noi, nu știu ce mai avem, gradația de merit, nu? Gradația de merit care s-a transformat în ce? Într-o goană după hârtii. Da, 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 cu siguranță. Și hârtiile alea, de foarte multe ori, eu nu spun că nu sunt într-o oarecare măsură utile activitățile, mă rog, care sunt certificate de hârtiile respective. Dar din punctul meu de vedere, marea problemă e legată de faptul că hârtia nu ne spune absolut nimic despre ce a ajuns până la urmă la elev, că despre asta vorbim. Poate că în cazul, și sunt convins că în cazul foarte multor profesori, formarea chiar dă roade, se vede în practica pedagogică, dar sunt la fel de convins că în cazul altora nu se întâmplă. Și atunci, cum diferențiez între hârtia unuia care doar vânează hârtii și hârtia unuia care chiar a învățat ceva și duce în clasă cunoașterea respectivă? Bun, apropo de observația ta precedentă, n-aș vrea să se înțeleagă și n-aș vrea ca ascultătorii noștri să înțeleagă că am luat așa o postură de fetist care e convins că, domnule, nu se poate face nimic, prin urmare îi dăm așa mai departe. Nu. Eu sunt destul de convins că se pot face lucruri și, de exemplu, ca să concretizez un pic spus asta, am să-ți zic că, după părerea mea, foarte multe depinde directorii de școli. Pentru că chiar și așa, în ciuda lipsei standardelor de evaluare și a tuturor și în ciuda prezenței tuturor factorilor pe care am enumerat mai devreme, nu cred că există ceva care să împiedice un director de școală să-și ia pur și simplu profesorii, să discute cu ei, să gândească împreună o viziune, să gândească împreună niște scopuri și niște țeluri. Sigur, ca la carte, consultându-și elevii, consultându-și părinții și așa mai departe, după care, tot așa, în interiorul comunității școlare, cred că s-ar putea gândi niște standarde proprii,
de evaluare, s-ar putea gândi niște pași, niște modalități de recompensă și așa mai departe. Problema e că, din punctul meu de vedere, că pentru a se întâmpla așa ceva e nevoie de directori care să vadă lucrurile în felul ăsta. Și ei există, personal cunosc directori care sunt absolut admirabili, sunt din alt secol și din alt univers în comparație cu sistemul românesc. N-am să dau nume pentru că sigur supăr pe cineva. Dar cât sunt așa, Doru Căstăian? Cât sunt? Poftim? Cât sunt? Asta e întrebarea, de fapt. Există profilul ăsta de director este profilul ăsta de director atât de des încât să conteze la nivel sistemic? Și aici răspunsul mă tem că e un nu cât se poate de hotărât. În momentul în care directorii nu comunică până la urmă cu grupul lor de profesori, în momentul în care numai evaluările naționale și externe servesc drept criterii de performanță și de evaluare, atunci, cu siguranță, acolo o să apară nemulțumiri, acolo o să apară sentimentul inechității și așa mai departe. Da. Dar, dacă se poate face, răspunsul e că da, cu siguranță se pot face lucrurile astea. Da, e adevărat. Să știi că, uite, încercăm să mă gândesc la lucrurile care ar putea contribui la, nu știu, creșterea performanței, indiferent ce însemna asta. Și fără să vreau, m-am gândit și la titularizare. Crezi că am observat în ultimii ani că pentru profesori e foarte important să ajungă să-și obțină această titularizare și sunt totuși curios dacă putem lega obținerea titularizării de creșterea performanței sau poate diminuarea performanței. Titularizarea asta pe viață, în sistemul ăsta pe care îl avem acum, crezi că ne ajută cumva în direcția asta de care vorbeam mai devreme? Eu am fost constant de-a lungul timpului un critic al sistemului actual de titularizare, ceea ce nu mi-a adus foarte multă simpatie, să spunem. Chiar glumeam la un moment dat și spuneam că dacă te plictisești și te simți prea iubit în sistem, zic că nu ești de acord cu titularizarea undeva public și o să-ți schimbi starea de spirit destul de rapid. Mă rog, titularizarea, din punctul meu de vedere, rămâne, în ciuda faptului că ea s-a mai flexibilizat într-o oarecare măsură în comparație cu felul în care arăta acum 19 ani când am intrat eu în sistem, ea rămâne, din punctul meu de vedere, o problemă. Rămâne o problemă și pentru că se iese prea greu din sistem, rămâne o problemă și pentru că se intră prea greu în sistem. Adevărul este că dacă nu faci niște lucruri absolut abominabile și absolut îngrozitoare, poți naviga și face surf pe, mă rog, fișa postului foarte mulți ani. Ba, chiar cred că poți ajunge prin forța împrejurărilor sau prin forța influențelor bine controlate, poți ajunge chiar în școală, în poziții de conducere și așa mai departe. Lucru e, din punctul meu de vedere, absolut deprimant și greșit, mai ales că este amplificat de alți factori negativi, din păcate. Și sigur că pot să înțeleg dorința profesorilor, pentru că, să știi, nu toți fanii sistemului actual de titularizare sunt neapărat, știu eu, niște oameni care nu sunt dispuși să muncească. Da, da. Că nu. La unii care sunt chiar profesori foarte buni și foarte muncitori, apare îngrijorarea firească a unei fluidități prea mari în sistem. Pe de altă parte, înțeleg perfect. Și eu sunt un profesor de construcție. Sunt un profesor care urmărește pe termen lung scopurile și nu doar pe termen scurt și înțeleg nevoia de a avea timp mai mult de lucru cu elevii, măcar un ciclu. Dar între un timp
ceva mai mare și titularizarea pe viață, cum ai spus tu, trebuie să existe niște variante rezonabile, după părerea mea. Da, știi de ce spuneam despre povestea asta cu titularizarea? Pentru că eu cunosc foarte mulți profesori tineri, debutanți, cei mai mulți dintre ei suplinitori. Și știi la fel de bine ca mine că în fiecare an, vara, când e concursul de titularizare, apar iarăși titluri în presă, pe toate televiziunile, învățământul românesc este dominat de suplinitori. Ori asta, eu cred că e greșită abordarea. Suplinitorii înseamnă profesori tineri, unii dintre ei care au luat note foarte mari la concursul de titularizare, dar nu au putut prinde un post pentru simplu fapt că nu există. Sunt județe în care nu mai sunt posturi, la istorie, cred că nici la filozofie nu e mai bine, poate și alte discipline, în care tinerii aia pur și simplu nu reușesc să obțină un post. Ăsta e un alt lucru de care nu se prea vorbește, sau n-am auzit cel puțin sindicatele să menționeze, să evidențieze lucrul ăsta ceva mai apăsat. Cum convingi un debutant, un profesor tânăr, un om de la care chiar a învățat la examen și chiar își dă duhul în clasă cu copiii și se străduie să facă tot ce poate el mai bine, cum îl convingi să rămână? Pentru că dacă omul ăla este suficient de bun, ce-o spune cineva, Doru, știi, ce-o spune cineva care lucrează deja de 10 ani în privat, ți-l fură alții, atât de simplu e. Statul cred că încă n-a conștientizat că piața asta, resursei umane, e una care fluctuează, cum să spun, și în defavoarea lui. El are impresia că avem profesori care sunt pe bandă rulantă și stau la ușă. Nu este așa. Și există din ce în ce mai mult o competiție care ia resursa umană bine pregătită din învățământ și o duce în altă parte. Nu știu, că e învățământ particular, că sunt alte domenii de activitate. Dar în ritmul ăsta, dacă statul nu va înțelege, va rămâne fără profesorii buni. Uite, asta e un off de-al meu. Cum reușim noi să-i fidelizăm și să-i păstrăm pe profesorii ăștia tineri la catedră? Bun, cred că merită precizat. Știu că noi știm asta, însă probabil nu toți cei care ne ascultă sunt foarte familiari cu sistemul. Cred că trebuie precizat și spus că un profesor suplinitor nu este neapărat un profesor cu mai puțină calificare. Exact, exact. Profesor titular, da? Caracteristica asta, statutul ăsta de suplinitor, se referă de fapt la continuitatea catedrei. Deci suplinitorul nu este un semiprofesor, suplinitorul este la fel de pregătit și de multe ori mai pregătit decât titularul. Sigur că acum n-aș idealiza neapărat categoriile, tinerii foarte buni versus titularii mai puțin buni. Cred că lucrurile sunt cumva amestecate, dar rămâne chestiunea de principiu. Ai oameni de calitate pe care sistemul îi ține afară și care sunt, de fapt, plimbați pe drumuri, hărțuiți, de ce să nu folosesc cuvântul ăsta, an de an, în niște examene, după părerea mea, cum să zic, relevante doar parțial, ca să fiu amabil, un pic. Și oamenii ăștia tineri, cum le spui tu, rămân în afară. Sigur că e o problemă, sigur că la un moment dat oamenii respectivi o să cedeze psihic și fie că vor pleca complet din învățământ, fie că își vor pierde până la urmă și entuziasmul și dorința și plăcerea de a educa. Eu cred în continuare foarte mult în faptul că meseria asta se face cu plăcere și mulțumesc cerului în fiecare zi că încă intru cu plăcere în clasă și uneori chiar și ies cu plăcere, ca să zic așa. Sigur, e o problemă, Marcel, dar cred că e mai puțin filozofică decât ne imaginăm noi. Ideea este în felul următor. Până la urmă, reacția beneficiarilor titulari din sistem, printre care mă număr, apropo, că spuneam... Da, și eu la fel, să știi, suntem doi titulari aici la Europa FM. Doi titulari nemulțumiți de soarta lor. Suntem doi titulari și tot pomeneam mai devreme că nu sunt foarte iubit când vorbesc despre titularizare. M-a întrebat la un moment dat cineva, dom'le, dar dacă ești așa nemulțumit, dă-ți demisia și lasă catedra liberă. Să știi că m-am gândit destul de serios în anumite momente. Renunță la titularizare și lasă catedra liberă. Dar ți-o spun cu mâna pe inimă, Marcel, că dacă aș avea certitudinea că în locul meu ar veni un om mai bun,
M-aș gândi foarte serios la asta. Nu vreau să fiu ipocrit să spun că aș pleca a doua zi, însă m-aș gândi foarte serios dacă nu cumva ar trebui să fac chestiunea asta în altă parte și în alt fel. Ideea e că nu despre mine e vorba în povestea asta. Ideea este că e vorba despre o problemă sistemică până la urmă și până la urmă. Și spuneam că chestiunea, de fapt, mie mi se pare mai puțin filozofică decât tinde ea să pară. E o problemă de sistem, adică o problemă care se poate rezolva prin politici dedicate. Dacă cineva care are putere politică, puterea de a schimba arhitectura sistemului, ar deveni conștient și suficient de hotărât să facă lucrul ăsta, el s-ar întâmpla. Că s-ar întâmpla probabil în huiduielile sindicatului, în huiduielile unei părți din sistem, cu siguranță, pentru că ce să vezi, orice sistem, mai ales unul mamut cum este sistemul de educație, tinde să fie conservator și oamenii tind să-și păstreze privilegiile. Dar până la urmă și până la urmă e vorba doar de o chestiune de decizie politică. Bun, n-ar fi o idee bună să ne grăbim, să le facem cărbite. Absolut. Eu cred că ar trebui gândită mișcarea asta în ansamblu unor alte mișcări, care să aibă logică și să țină de o anumită filozofie. Dar până una alta nimeni nu-și pune problema. Pentru că eu cred, Marcel, că una dintre problemele fundamentale ale politicianului român este miopia structurală. Niciunul nu vede mai departe de... sau mă rog, nu niciunul. Există oameni pe care îi admir în viața politică. Dar, în general, tendința oamenilor care ar putea genera schimbări sistemice în România este de a privi strict pe termen scurt. Și de a nu-și trage tot soiul de preșuri de sub picioare. Da, exact, exact. Da, bine, acum să știi că mai am o curiozitate. Știu că ești un bun cunoscător al modului în care funcționează comunitatea locală, în partea asta organizatorică și chiar politică. Ai fost destul de activ în ultimii ani în zona asta. Și aș fi vrut să te întreb, acum să știi că e vocea profesorului debutant de acum 16-17 ani, cu frustrările lui, cu tot. Ce ar putea face mai mult comunitatea locală pentru profesori, pentru școală? Când totdeauna m-am întrebat, de ce trebuie să așteptăm, mă rog, nu sunt un foarte bun cunoscător al felului în care ajung banii și felul în care ar putea fi suplimentați. Dar mă gândeam, comunitatea locală nu poate face nimic pentru, nu știu, motivarea profesorilor, pentru investiții mai serioase în școală. Nu știu, din partea Consiliului Local, a primăriei, de ce nu se simte prezența acestor instituții ceva mai mult într-o școală? Ok, dacă mi-ai pus întrebarea asta, o să încerc să răspund, deși răspunsul are oarecare complexitate, cred eu. Bun, ca în multe alte cazuri, cât de mult te ajută Consiliul Local și cât de mult te ajută administrația locală, depinde foarte mult de noroc. La noi nu există, cum să zic, niște checks and balances, nu există niște mecanisme interne care să asigure cumva școlile că nu stau la mâna norocului. Când vorbesc despre noroc, vorbesc despre faptul că literalmente poți să depinzi de hachițele și de preferințele și de gusturile unui primar sau unei majorități de Consiliu Local și, în general, administratorii publici din România nu prea au niciun soi de scrupul în a se folosi de starea asta de lucruri pentru a-și subordona inclusiv unitățile școlare. Eu cred că România e o țară care, fără niciun fel de glumă, nu este încă în modernitate din punctul ăsta de vedere. Suntem, există și cercetare științifică destul de multă în zona asta, care arată că în general în Europa de Est, dar în special în țări precum România și Bulgaria, nu există încă o trecere deplină la modernitate, inclusiv politică. Deși da, sigur că ar năvăliși peste noi tehnologia, sigur că avem, uite, noi vorbim pe Skype acum, suntem plini de tehnologie până în dinți și cumva, cel puțin în urbanul mare, pare că am fi în secolul 21. De fapt, în multe locuri, Marcel, vorbim practic de un sistem medieval de gestionare a lucrurilor, în care există un voievod, niște boieri și directorii de școli se duc pe la mână ca să obțină de la vodă ceva, de fapt.
Dacă ai norocul, sigur, să ai administratori publici care să fie oameni cărora le place educația și cred în ea și îi interesează, vei beneficia de mai multe uite cum e școala din... probabil. Da, uite cum e școala din Ciugud. Adică, sigur, am fi putut avea discuția asta cumva cu oareși ce resemnare, dacă n-am fi văzut că, uite, sunt școli, sunt comunități rurale în țara asta, în care chiar oamenii au reușit să facă ceva. Acum, că vine din partea celor care, nu știu, din partea liderilor comunității, sau poate comunitatea a fost aia care i-a tras de mânică și a zis, domnule, vrem școală, vrem să facă educație cum trebuie la noi în sat, da, ceva s-a întâmplat. Și atunci parcă încep să te întreb, dar de ce nu putem să replicăm modelul ăsta și în alte comunități? Da, e greu. E greu de replicat. Dar dincolo de toate laudele pentru ce se întâmplă acolo, am urmărit și eu cât de cât. Însă, vezi tu, și acolo e o chestiune de noroc. Pe mine mai degrabă asta mă îngrijorează. Faptul că depindem cumva de buna sau de reaua voința a cuiva care se întâmplă să fie într-o funcție publică de felul ăsta. Păi, cred că inclusiv parcursul, felul în care e gândit sistemul de finanțare, da? Din moment ce primăriile sunt ordonatori de credite în direcția asta, din moment ce primăriile sunt cele care scriu proiecte europene pentru școli și așa mai departe, există evident, pentru că nu se pot scrie pentru toate școlile odată, există evident niște criterii de prioritizare. Și atunci, dacă criteriile alea devin strict politice, să spunem, da, ai un director care are culoarea care îți place, ai un director dispus să, știu eu, îți facă la rândul lui tot soiul de servicii, atunci probabil că școala aceea va avea prioritate. Pe mine m-ar preocupa, nu sunt expert în chestiunea asta, nu pot să dau sfaturi în materie de politici publice sau de arhitecturi politice, ale sistemului politic. Însă, repet, cred că ar trebui cumva să reușim să găsim mecanismele legislative și politice pentru ca școlile și bunăstarea școlilor să nu mai depindă atât de mult de decizia... Decizia cuiva. Unor oameni, da. Să funcționeze procedurile astea. Da, bine, cred că despre asta, cred că miza discuției până la urmă asta este și inclusiv ceea ce înseamnă salarizare și creșterea salarizării în învățământ, poate ar depinde de maniera de înțelepciunea cu care vom ști să ne construim instrumentele astea. Doar o să știi că mai am, aș mai avea așa, nu știu, o situație care m-a tot apăsat în ultima vreme. Mă gândeam la un moment dat că revendicările astea salariale, bine, repet, legitime până la un punct și sigur însoțite și de prefaceri profunde, de schimbări profunde în sistem, au fost foarte prost primite în spațiu public și îți spuneam la începutul discuției noastre că am văzut așa tabere despărțite așa pe poziții ireconciliabile și mă gândeam la un moment dat, unde greșim? Ceva nu facem bine, nu știu, habar n-am. Presupunând că solicitările noastre n-ar fi fost ok, că am fi cerut, nu știu, niște chestii absurde într-o perioadă dificilă pentru toată lumea. Ceva nu facem bine. Și să știi că m-am gândit, aici doar îți cer părerea, eram curios să văd cum vezi tu lucrurile. Mă gândeam că vocea noastră nu e prezentă în spațiu public decât în situații în care cerem bani, în care cerem creșteri salariale. Uite, sunt foarte multe, nu știu, probleme cu care societatea noastră se confruntă și în care vocea noastră a profesorului nu prea se aude. Uite, mă așteptam de pildă săptămâna trecută sau acum două săptămâni când a fost dezbaterea aia generată de acuzațiile de plagiat aduse prin ministrul Ciucă, e o chestiune care privește în mod direct sistemul nostru de educație. Nu m-aș fi așteptat la niște reacții, m-aș fi așteptat la, nu știu, luări de poziții din partea noastră. A fost foarte liniște. Mă întreb, nu cumva și asta contribuie la maniera în care societatea primește revendicările astea, solicitările astea din partea noastră? Ba da, acum sigur că eu am să ghicesc așa câteva direcții ale răspunsului, dar întrebarea ta e foarte bună și cred că ar merita o cercetare sociologică mai serioasă. Însă, cu siguranță da, spuneam la începutul întâlnirii noastre că eu nu am participat la grevă și cumva aș vrea să și explic de ce. Colegilor sindicaliști de la școală le-am explicat, dar să o spun acum și public. Tocmai pentru că revendicările
sindicale în sistem nu sunt decât despre salarii de foarte, foarte mulți ani. Nu poți să pretinzi solidaritate, asta am spus-o oricui a vrut să asculte, nu poți să pretinzi solidaritatea publică dacă tu, în interiorul sistemului, nu poți da, de fapt, dovadă de solidaritate. Solidaritate nu numai cu noi. Solidaritate și cu alți actanți din sistem. Gândește-te că doar cu puține zile înainte să fie greva de avertisment a profesorilor, a fost întreaga discuție despre bursele elevilor, care e o discuție, sigur. Putem vorbi despre cum se acordă, dacă sunt prea multe, da, dacă sunt prea puține, dacă pragul ăla e arbitrar, dacă ar trebui modificat. Dar ceea ce rămâne până la urmă cert și rămâne un fapt, Marcel, e faptul că acea modificare a fost făcută, din punctul meu de vedere, brusc, cu ignorarea propunerilor elevilor până la urmă. Li s-a impus de sus în jos, într-o manieră cât se poate de autoritară, ca să nu zic autoritaristă de-a dreptul, și că ar fi fost frumos ca noi, profesorii, să avem o poziție. Poate o simplă declarație de solidarizare cu elevii noștri ar fi însemnat foarte mult. Ori în momentul ăsta, te rog să mă ierți, noi nu părem obreaslă. Și nu părem obreaslă nu pentru că nu suntem în stare să facem toți grevă într-o anumită zi, la o anumită oră. Nu părem obreaslă pentru că nu avem poziții comune de breaslă, pentru că nu avem obiceiul și cultura solidarizării și în alte chestiuni decât cele salariale. Nu sunt, sau cel puțin încerc să nu fiu ipocrit, sigur că și mie îmi trebuie bani ca să trăiesc decent. Banii pe care îi câștig acum, după, iată, aproape 20 de ani de sistem, de catedră, sunt, mă rog, nu sunt extrem de puțin, dar nici nu sunt extrem de mulți. Sunt bani care ne ajută să trăim decent, după standardele mele de decență și atâta tot. Însă, pe de altă parte, e și o chestiune principală și morală, nu? Să vorbești și despre altceva, pentru că sunt atâtea probleme sistemice. Ceea ce sindicatele noastre nu fac, ăsta este adevărul. Da, ăsta este un of și de-al meu. Părem și părem niște ciocănitori, așa te rog să mă ierți, care stau în fundul unei scorburi și care din când în când scot ciocul așa ca să mai ceară cât un ceva de mâncare. În timp ce copacul e tăiat de la rădăcină. Dar asta nu pare să intereseze pe ciocănitoare. Exact. Bine, poate că soluția pe viitor ar fi ca pe lângă sindicate care sunt organizații până la urmă legitime, dar poate ar fi mai bine să se audă și, nu știu, vocea profesorilor prin asociațiile noastre profesorale și să fim poate un pic mai vocali, mai activi și în probleme care nu au neapărat legătură cu creșterile salariale. Dragi prieteni, noi ne luăm la revedere de la voi în seara asta, ne auzim marțea viitoare și sper din tot sufletul ca statul român, principalul angajator, da, să aibă înțelepciunea de a găsi o soluție să învețe cum să-și păstreze profesorii de valoare în școlile noastre, pentru că sunt astfel de profesori. Dacă nu o va face, îi va pierde. Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.